Organizația Națiunilor Unite a hotărât în urmă cu 5 ani ca ziua de 2 aprilie să marcheze Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Afecțiunea atinge una din 68 de persoane, conform unor recente studii efectuate de specialiști americani și publicate luna trecută. Autismul reprezintă o boală destul de gravă, mulți dintre părinți, din păcate, nu acceptă că au probleme de această natură și nu-și declară astfel copiii la instituțiile statului. De la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, am aflat că în anul 2013, la nivel de instituție, au fost înregistrate 86 de persoane cu tulburări de spectru autist sau altfel de forme ale bolii, în timp ce anul acesta, până la această dată, doar 2 persoane sunt în evidența instituției. Mai grav este însă faptul că în județul nostru nu există un centru special unde copiii autiști să poată urma ședințe de terapie comportamentală. Cu excepția unor asociații sau fundații, ori a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, la Giurgiu puține sunt instituțiile care să mai tragă din când în când câte un semnal de alarmă pentru conștientizarea fenomenului. Astfel, la nivel național, autiștii tind să reprezintă o problemă aproape ca și inexistentă, din moment ce instituțiile nu sunt specializate pentru această dificilă boală, iar cei care sunt îndrituiți nu-i declară pe cei afectați de acest simptom.